Stimați reprezentanți ai mass media, după cum am anunțat astăzi, vrem să facem o conferință de presă care va scoate în evidență ilegalități și chestiuni care s-au întâmplat în perioada când societatea a numit, deci stat capturat. Vreau să mă prezint, sunt Victor Munteanu, avocatul companiei ProImmobil și a domnului Vlad Musteață. Lângă mine este domnul Vlad Musteață, care este fondatorul companiei ProImmobil. Și astăzi vă vom prezenta aspecte din ce s-a întâmplat în jurul companiei, cum se derulează faptele de acum, care este evoluția pe acest caz și așteptările pe care le are și compania, angajații, Vlad Musteață, dar vă îndemn să priviți aceasta nu doar prin prisma unei singure persoane, pentru că de fapt sunt mult mai multe persoane afectate de situația în jurul acestei companii. Pe scurt, mă voi referi la anumite aspecte juridice care s-au întâmplat în jurul acestei companii. Voi lăsa pe domnul Musteață să relateze în detalii prin ce au trecut și ce se întâmplă acum în jurul domniei sale și a companiei, dar pe scurt. Deci, compania ProImmobil este una din cele mai mari companii care activează piața imobiliară din Republica Moldova și probabil, nu probabil, la un moment dat a devenit atât de interesantă că în perioada când instituțiile statului erau folosite, mă refer la perioada de până la anul 2019, s-a început un atac concertat, foarte dur, în privința nu doar a fondatorului, dar și a angajaților companiei. Mă refer la faptul că s-au început anumite percheziții ilegale, deci detaliile le va povesti domnul Musteață, au început percheziții ilegale, deci ceea ce vă pot relata acum este că situația s-a schimbat pentru că foarte mulți din agenții imobiliari care prin anii 2017 erau presați să dea declarații și să semneze hârtii pretipărite împotriva companiei și împotriva domnului Vlad Musteață, persoane care inclusiv erau intimidate pe holurile instituțiilor de drept pentru simplu fapt că cereau avocat, la ziua de astăzi toate persoanele renunță la cele acțiuni și declară în fața procurorilor că au fost date sub amenințări directe cu arestările, cu amenințări în privința apropiaților acestora. Și ca să vă imaginați, dar aici cred că cel mai bine mă vor înțelege juriștii, deci au fost în timp de 2 zile audiate în jur de 100 de persoane. Deci cât durează o audiere, colegii mei sau persoane care au trecut printr-o astfel de procedură, înțeleg. Și noi când vorbim despre cifra de 100, se înțelege maștabul la care se lucra atunci, cu singurul scop de a intimida, de a presa și de fapt mesajele principale care erau transmise domnului Musteață le va relata dumnealui personal. Deci aceste lucruri s-au soldat cu faptul că, de fapt, se încerca sub presiunea dosarelor penale pe atunci, dosare penale făcute într-un mod și administrate într-un mod absolut abuziv, nu în baza la acte obiective, ci în baza declarațiilor acelor persoane care au fost supuse presiunilor, au fost fabricate dosare penale, deci încă o dată subliniez, în baza mărturiilor persoanelor care au fost amenințate la acel moment și care actualmente în fața procurorilor spun clar și renunță la cele mărturii făcute pentru că ele au fost date sub presiune. Dosarea a fost expediată în instanța de judecată. Toate cele acte, mă refer în cazul dat la actele Serviciului Fiscal de Stat pe niște încălcări care acum se află la examinare în instanțele de judecată și care toate au fost contestate ca fiind ilegale, fac obiectul examinării. Cu regret, din acea perioadă, persoanele sunt nevoite să-și caute dreptate în continuare în instanțele de judecată din Republica Moldova, pentru că au fost, cum am menționat, puse sub presiune, șantajate, amenințate, toate acestea cu scopul, va relata domnul Steață mai în detalii, pentru preluarea afacerii ProImmobil. Eu sunt avocatul acestei companii de
aproape un an și în această perioadă, cu regret, am avut ocazia să constat că încă nu s-au calmat spiritele în jurul atât a domnului Musteață cât și în jurul companiei și se încearcă un fel de trimiteri de mesaje sau cel puțin au mai rămas elemente în sistem care încă nu au înțeles că vremurile s-au schimbat irreversibil și încearcă în continuare să hărțuiască atât pe domnul Musteață cât și compania. Noi sperăm că acestor ilegalități va fi pus punct. Totuși se simte în sistem, atât la nivel de procuratură cât și în instanțe, se simte totuși o schimbare vădită. Încă o dată repet, acele vremuri, cu cât de mare rezistență ar dori unii să opună ca să păstreze, să revină la controlul acestui sistem, noi credem că acest lucru nu va fi permis, inclusiv de actualul procuror general și sistemul judecătoresc acolo la fel se schimbă, se simt schimbări și masa critică înțelege că totuși trebuie să meargă pe principiile dreptății și principiile legalității. Voi lăsa pe domnul Musteață să relateze în detalii ceea ce a fost, ceea ce s-a întâmplat cu dumnealui și cu compania. Dacă vor fi la sfârșit întrebări, puteți să le adresați la numerele indicate în anunțul conferinței de presă și suntem gata să răspundem la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Da, bună ziua! Vreau să relatez despre un calvar prin care trec eu sau calvar care a început în 2016. Când, fiind o companie tânără, spunem, cu anumite rezultate pe piață, la un moment dat ne-am trezit cu percheziții de la o instituție care nici n-am auzit până la asta de ea. Ne-am mijlocit procurorul Nicolae Dumbrăveanu de la Picecox, cu o echipă, nu știu, cred că de vreo 6 procurori. Era a doua zi după finalizarea amnistiei. Am avut percheziții, după care s-a stabilit un control fiscal. Controlul fiscal a confirmat că noi activăm legal, nu avem nicio încălcare. Și atunci au început să se întâmple lucruri strane. Prin diferite persoane am început să-mi fie transmis mesajul că problema nu este în evaziune fiscală sau nu în activitatea firmei. Problema mea poate fi rezolvată doar de la GBC. Ceea ce la moment am rămas stupefiat, pentru mine era un șoc, nu știam pe nimeni și ulterior, după mai multe luni, tot mai des primeau mesaje că practic urmează sau pot fi arestat în orice zi pentru că cineva din interiorul sistemului, spunem, care era oligarhic, dorește să îmi preia afacerea, ce pentru mine la momentul ăla era ceva, spunem, în limite imaginabilului. Și prin diferite mesaje așa ascunse, spunem așa, mi se dădea de înțeles că nemijlocit Dorin Dămir e implicat în asta și că anume el dorește să devină, adică să fie proprietar acestei afaceri. Pentru mine era un șoc, noi vorbim anul 2017, primăvară, toate instituțiile statului capturate, în afară, chiar dacă aveam copil de 3 luni la momentul ăla, a trebuit să plec din țară. Practic, primul an, cea mai mare parte, eram în afară țării. Imediat, în vara 2017, am mai avut încă un control fiscal care tot a demonstrat că lucrăm legal. În august 2017 avem percheziții peste, nu știu, 20-30 de procurori, polițiști de la Picecox și mascați cu show mediatic. În tot pe perioada asta mergea o campanie de denigrare personală a mea. Mai multe, adică imediat în prima zi două persoane au fost arestate. La majoritatea agenților, care sunt persoane de 20-23 de ani, au fost li s-a transmis că minimum 10 persoane vor fi arestate. Toți au dat declarații, practic au fost impuși să dea declarații, n-am nimic cu ei, au fost impuși să dea declarații împotriva mea. Din baza acestei declarații, fiscul, în timp de 2-3 săptămâni, a emis act fiscal cu
cu o amendă calculată în jur de 50 de milioane de lei, adică ceva extraordinar. Și paralel, din partea lui Dorin Dămir, prin intermediul, cum spunem, apropiatului său Octavian Urheanu, primeam mesaje că doar ei pot rezolva toate situațiile la controlul adânșii și mi se imputau niște sume de bani să le transmit pentru aplanarea problemelor, adică pentru a nu mai fi închiși alți agenți. Paralel se făceau percheziții la... erau doamne însărcinate, mă sunau părinții persoanelor arestate. Și mi s-a dat de înțeles că totuși scopul de bază este că eu să cedez afacerea, pentru că erau interesați de domeniul imobiliar, era programată prima casă, adică trebuia să fie lansată și adică doreau să aibă monopol sau să aibă să controleze piața imobiliară, nemijlocit regimul oligarhic. Această situație, acest calvar a durat până în 2019. În 2019 deja, practic, toată administrația firmei, tot erau puși oameni de a lui Octavian Urheanu, Rude, de a lui Dămir. În 2019, când deja s-a schimbat regimul, practic am încercat cumva să scăp de ei și practic toată firma sau toți agenții au urmat, am vrut să plecăm, la care am fost amenințați că vom la toți li s-or deschide dosare penale. Dacă motamo încă o să veniți în genunchi la Orheanu și o să vă rugați iertare, da? Și o să vă rugați să vă închidă dosarele. Prin diferite... Eram în același perioadă filat ilegal, profesionist, diferite filmulețe apăreau, diferiți blogeri, Facebook, adică o campanie din nou în 2019 de denigrare a mea personală și un atac, spunem așa, adică de dosare penale, la fel ca în 2017. Bine că, într-un fel, spunem, ceva s-a schimbat în sistemul juridic, dar, paralel, practic, deja de vreo 2 ani, mai ales în acea perioadă, primesc amenințări de diferit tip, inclusiv în privința sănătății, integrității familiei mele, a mea. Și problema este că această situație nu se finalizează. Adică anii au trecut, practic mai multe deja regimuri s-au schimbat, dar această grupare, să o numesc așa, are, nu știu cum, sunt sau la moment există și diferite mesaje, inclusiv că Orheanu vrea să tăie picioarele sau inclusiv transmisie de Dămir, că noi știm unde locuiește familia ta și în momentele astea, adică practic noi suntem în 2021, dar eu trebuie sau undeva primesc mesaje ca în anii 90. Și pe lângă asta mai sunt, au fost încă o multitudine de cauze penale sau care au fost deschise sau redeschise sau încercat să le deschidă. Și eu nu mai spun dosarele din 2017 undeva care sunt la moment, azi vreo 10 dosare care le-am eu, agenți, angajați, foști, rude de-a mele. Noi trebuie să luptăm cu morile de vânt, cu justiția, să demonstrăm nevinovăția noastră când asta e clar, când majoritatea agenților în baza la care s-au calculat cifrele fiscului au dat depoziții că au fost date sub presiune, tot asta am dat. Declarațiile mele din 2019 în privința la această grupare, că ceea ce mi se întâmplă mie, s-a întâmplat și se întâmplă, din păcate, eu cred că asta a dus la o distrugere la un întreg segment. Noi vorbim clasă de mijloc, care oameni tineri care încearcă să facă ceva în țara asta. Doar după perchezițiile în 2017, eu aș putea spune vreo 100 de familii sau agenți care lucrau la noi, plus familiile lor, au plecat peste hotare pentru că s-au speriat de ceea ce se poate întâmpla. Care afacere? Adică noi vorbim de
de o presiune care în mod normal majoritatea deja nu a putut să o suporte. Situația mea nu e unică. Așa dosare create la comandă pentru în privința business-ului mijlociu, aș numi, au fost multe. Pur și simplu, poate unele nu au fost atât de publice sau nu au fost așa show în mass media, dar foarte mulți au plecat peste hotare, adică multe afaceri au fost închise, sumedine de locuri de muncă care s-au pierdut pentru țară. Vreau să rog conducerea țării, Procuratura Generală să ia atitudine față de aceste momente, pentru că chiar suntem la limită. Două săptămâni în urmă la fel mi s-au transmis mesaje că dacă nu-mi retrag plângerile, situația mea, adică la nivel de amenințări cu viața, vorbim de niște lucruri care mie îmi par strani. Și rog să se ia atitudine, pentru că eu spun, nu vorbim de mine, vorbim de o clasă întreagă, de tineri care vor să vadă viitor în țara aceasta. Mersi, eu tot. Da. Mulțumesc, domnul Stață. Vreau să mai atrag atenția asupra câtorva subiecte. În cazul dat, folosindu-mă de contextul recentelor alegeri și noua clasă politică care vine, vreau să le reamintesc că în anul 2019 una din primele declarații a fost declarația de stat capturat și faptul că justiția a fost capturată. Pe această cale, acest caz Proimobilul nu este singurul caz din portofoliul meu, deci din clienții mei care au avut de suferit în acea perioadă, și mă adresez politicienilor cu următorul mesaj. Veți face un favor foarte mare tuturor persoanelor care au avut de suferit în acea perioadă din acțiunile legale ale persoanelor care au folosit mecanismele statului pentru a persecuta, pentru a prelua afaceri, chiar pur și simplu de a se răzbuna cu oponenți, fie politici, fie în afaceri, fie în alte chestiuni, să se gândească la faptul că infracțiunile în domeniul justiției, mă refer la atragerea la răspundere penală cu bună știință, deci atragere legală, pronunțarea hotărârilor ilegale în privința persoanelor, să se gândească la opțiunea să le treacă sub chestiunea să nu fie cu termen de prescripție. Pentru că ce se întâmplă este că persoanele sunt persecutate, trec câțiva ani, dosarele se duc în instanța de judecată și dacă este să se întoarcă înapoi și acele persoane să fie trase la răspundere pentru faptul că au folosit mecanismele statului pentru a persecuta oameni, nu pot fi trași la răspundere din cauza intervenirii termenului de prescripție, pentru că fie că sunt infracțiuni ușoare, fie de altă natură. Primul moment care vreau să-l menționez, al doilea moment este că constat chiar inclusiv din acest caz, pentru că domnul Steaț mi-a scăpat câteva chestiuni importante. De exemplu, anul trecut se pornesc în continuare dosare penale. Noi avem informații de la fisc care certific faptul că în privința, de exemplu, a unui agent imobiliar, acesta nu are nicio datorie față de fisc. Cu toate acestea, nu înțelegem în ce temei sunt în continuare deschise dosare penale și chiar trimise în instanța de judecată. De asemenea, au loc hărțuiri și noi sperăm că acestea sunt ultimele, haideți să spunem așa, convulsii ale persoanelor care încă mai încearcă să din inerție să folosească instrumentele și mecanismele vechi care s-au schimbat deja, și că acestea sunt cazuri izolate care în viitor apropiat sperăm să înceteze. Situația este una într-adevăr gravă, pentru că știu din interior și domnul Musteață chiar a fost și eu până la o măsură anumită implicat în toate aceste mesaje, amenințări, prin mine au fost transmise aceste mesaje. Domnul Musteață a adoptat poziția care a adoptat-o, să meargă până la capăt, să-și protejeze afacerea, să-și protejeze reputația, să înțeleagă și chiar oamenii să înțeleagă că murdărindu-i mediatic în acea perioadă pe anumite persoane, deci era făcut cu un anumit scop, pe care pentru un moment acele persoane, nu știu, au satisfacția că l-au atins, însă totuși vremurile se schimbă și sperăm că totuși justiția să se repună pe drumul corect. Procurorii sunt în proces și asta se vede și este vizibil, să treacă în sfera legalității
Și pe această cale vă mulțumim. Dacă va fi nevoie de careva comentarii adiționale, eu voi posta și voi distribui detalii pentru presă prin intermediul poștei electronice și rămânem disponibili pentru întrebări adiționale. Vă mulțumim foarte mult!